Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Rac. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de cuadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de cuadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de cuadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1 dimineața, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51 dimineața, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17 dimineața, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia RAC. Pentru voi, faza de Mercur retrograd se întâmplă în casa 8-a astrologică.
și aici puteți să revizuiți, să revizitați temele legate de situația financiară a partenerului sau a partenerei voastre de viață, situația financiară într-un parteneriat de afaceri, taxe, impozite, moșteniri, bani câștigați prin intermediul altor persoane. O parte dintre raci s-ar putea să fie nevoit să petreacă timp în primele 20 de zile din luna februarie pentru a-și calcula taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească, în discuții cu contabilii, cu consultanți financiari, sau e posibil să aveți mai multe interacțiuni cu instituții financiare, instituții bancare, mai ales dacă aveți nevoie de un credit sau de un împrumut. Pe cât posibil, încercați să nu semnați niciun document oficial până în 20 februarie, încercați să amânați semnarea actului oficial prin care cereți creditul, împrumutul sau prin care înființați un parteneriat de afaceri după această dată, după ce Mercur își finalizează perioada de retrogradare. Pe parcursul lunii februarie, quadraturile dintre Marte și Uranus în Berbec față de planetele din Vărsător o să creeze pentru raci tensiuni între casa 8-a și a 11-a astrologică. Între finanțele comune ale racilor cu diversi parteneri, că sunt parteneri din viața lor privată sau profesională, și grupurile de prieteni, societatea în general sau anumite instituții. Aveți grijă la aceste tensiuni pentru că pot să provoace anumite pierderi financiare în finanțele comune ale racilor cu partenerii lor, mai ales pentru acei raci care sunt în parteneriate de afaceri cu anumiți prieteni sau cunoștințe. E posibil ca racii să afle că trebuie să plătească mai multe impozite, mai multe taxe decât se așteptau și acest lucru să le dea o mică gaură în buget. Lucrurile nu sunt foarte grave pentru că această energie de tensiune, de quadratură între casa 8-a și casa 11-a poate fi folosită și în folosul racilor. Dacă sunteți atenți la mesajele pe care Universul vi le transmite în această lună și luați măsurile necesare ca să reparați acele lucruri care nu sunt ok, care nu respectă întru totul litera legii, care sunt acolo la limita între ce e corect și ce nu e corect. Acei raci care demonstrează că au învățat aceste lecții pot de acum încolo să își schimbe karma pe domeniul financiar, pe domeniul relațiilor parteneriale și să aibă parte de ce nu chiar de mari câștiguri. Toată luna februarie, nodul nord al destinului și nodul sud al karmei fac aspect pozitiv de trigon, respectiv sextil, cu casa 8-a racilor. Prin urmare, destinul și karma voastră vă ajută în această direcție. Singura condiție este, bineînțeles, după cum v-am spus și mai devreme, să demonstrați că ați învățat lecțiile pe care Universul se așteaptă ca voi să le învățați acum. Luna februarie este ideală pentru raci pentru a-și rezolva problemele de sănătate, mari și mici, de orice fel, și să lăsați odată și pentru totdeauna o karmă negativă în spate, să vă eliberați de bagajele karmice pe care le cărați după voi de mult timp. Luna nouă din 11 februarie se întâmplă pentru raci pe casa 8 astrologică, acolo unde avem și Mercur retrograd. Acei raci care mi-au ascultat sfatul de luna trecută și au inițiat încă din luna ianuarie anumite discuții cu partenerii de afaceri, cu instituții bancare, cu instituții financiare, pot să inițieze la această lună nouă din 11 februarie o nouă investiție, o nouă afacere, un nou parteneriat care să le aducă foarte multă împlinire. Cei care ați început discuțiile de-abia în luna februarie, ar fi mai bine să amânați momentul semnării contractului, momentul începerii oficiale a parteneriatului, până după 20 februarie, când Mercur își reia mersul direct. Pentru toți racii, faza de lună nouă în Vărsător aduce cu ea și posibilitatea unui nou început în intimitatea lor și o adâncire mai mare a legăturii dintre rac și partenerul sau partenera sa de viață. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru raci pe casa a treia astrologică și le aduce foarte mare împlinire și foarte multe bucurii din partea prietenilor, a rudelor, a familiei apropiate,
o relație mai bună și mai armonioasă cu vecinii, cu colegii de lucru sau de școală, cu oamenii de care sunteți înconjurați în viața voastră de zi cu zi. Pe finalul lunii sunt foarte bine aspectate pentru raci și călătoriile pe scurtă distanță, precum și comunicarea de orice fel. Pe final de lună, racii vor fi mai elocvenți, se vor exprima foarte frumos, foarte clar, foarte bine structurat. Veți avea capacitate de convingere, veți putea să vindeți orice și să convingeți pe oricine să fie de partea voastră. Acei raci care își caută un investitor, un partener de afaceri sau care vor să convingă oamenii să acționeze într-un anumit fel, pot să profite de această energie din jurul fazei de lună plină din 27 februarie. Per total, o energie foarte frumoasă pentru raci, aveți anumite obstacole peste care trebuie să treceți, dar dacă aveți grijă de Mercur retrograd și de cuadraturile dintre Marte, Uranus în Berbec și toate planetele din Vărsător, puteți să aveți parte de mari succese și să evoluați foarte mult în această lună. Hai să vedem care sunt energiile pentru luna februarie, pentru toți cei care aveți zodia, luna, ascendentul sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în rac. Pentru voi avem energia de Jupiter în casa a 6-a în Vărsător. Wow! Raci o să aibă parte de foarte mult noroc pe sectorul de job, loc de muncă, afaceri, dar și în privința unei boli, a unor afecțiuni nu foarte grave de care suferă aceștia. Mare atenție pentru raci în luna februarie, pentru că Jupiter în casa 6-a poate să aducă tendințe de îngrășare, așa că aveți mare grijă aici în luna februarie dacă vă știți mai pofticioși, cu poftă de dulce, cu poftă de sărat, să aveți grijă aici la alimentație. Casa 6-a ne vorbește și despre niște boli nu foarte grave cu care se pot confrunta racii și cu Jupiter în Vărsător, soluția va veni clar în această lună, înainte ca soarele să părăsească zodia Vărsătorului, racii vor reuși să își rezolve această problemă de sănătate. La locul de muncă, racii o să aibă parte de foarte mult succes în marketing, publicitate, orice domeniu care ține de zona tehnologiei și a internetului. Racii poate să aibă parte și de susținere din partea prietenilor, a cercurilor de prieteni, a grupurilor din care fac parte. Și o parte mică dintre raci este posibil ca în luna februarie să dorească să își achiziționeze un animal de companie. Luna februarie, mai ales cu Mercur retrograd, va aduce pentru raci în centrul atenției acele persoane care îi vorbesc pe la spate, care le vor răul, care îi bârfesc și care spun lucruri urâte despre ei. Partea pozitivă este că aici cu Jupiter în Vărsător, acești oameni, acești inamici ai racilor vor fi înfrânți, pentru că racii au parte aici de foarte multă susținere de la un cerc larg de prieteni, de la un cerc larg de oameni care le recunosc racilor adevărata valoare și care reușesc să deslușească că aceste persoane care îi vorbesc de rău pe raci sunt doar niște răuvoitori, sunt geloși, invidioși și nu își bazează vorbele pe nimic real, pe nimic tangibil, pentru că îl cunosc mult prea bine pe rac și își dau seama că aceste lucruri nu sunt adevărate. O energie foarte frumoasă, foarte multă susținere din partea Universului pentru raci. Și acum să vedem niște clarificări de la cărțile de tarot pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în rac. Wow! Superb! Superb, superb, superb! Asul acesta de monede e a treia oară când iese în etalările pentru luna februarie, a ieșit și la Berbeci și la Gemeni și se pare că aduce foarte multă împlinire financiară pentru mai multe zodii. Pentru raci, prima parte a lunii februarie vine aici cu Lumea, cartea care în tarot reprezintă planeta Saturn. Vine cu anumite finalizări. Se termină un ciclu, o etapă în viața voastră și din luna martie va începe o altă etapă. Saturn în astrologie este planeta care se așteaptă ca voi să demonstrați că cunoașteți regulile, le înțelegeți și le respectați.
Dacă respectați cerințele lui Saturn, acesta vă va răsplăti. Pentru racii tineri, cei care sunteți încă în școală, în facultate, lumea ne spune că în prima parte a lunii februarie, dacă vă țineți de treabă și respectați cerințele acestui profesor foarte strict, puteți să aveți foarte mare succes, mai mult decât vă așteptați, mai mult decât vă puteți imagina acum. Pentru racii mai maturi, care sunt deja în altă etapă de viață, lumea ne poate vorbi despre finalizarea unei etape. Poate că ați ajuns la locul de muncă în carieră, pe treapta cea mai înaltă posibilă. În organizația, în compania în care sunteți, nu aveți unde să evoluați mai sus. Și acest lucru vă pune în fața unei întrebări esențiale. Ce vreți să faceți de aici înainte? Sunteți mulțumiți să rămâneți la acest nivel? Sau vă doriți mai mult? Dacă vă doriți mai mult, va trebui să începeți totul de la capăt în altă organizație, în altă companie, posibil chiar în altă țară. Pentru că lumea este posibil să ne vorbească și despre relația cu străinătatea. O parte dintre raci e posibil ca în prima parte a lunii februarie să simțiți foarte puternic această chemare, această nevoie de a pleca din țară, de a vă căuta norocul altundeva. Într-o altă parte dintre raci e posibil să simțiți chemarea către casă, să vă doriți să vă întoarceți din străinătate. Dacă ați reușit să obțineți tot ce puteați să obțineți acolo, acum e momentul să vă retrageți și să vă bucurați în liniște, în tihnă de viața voastră de acum înainte. Indiferent de situația de viață în care vă aflați, lumea aici pe prima parte a lunii februarie va veni cu o schimbare. Veți simți voi intrinsec nevoia pentru o schimbare. O să vă dați seama că anumite lucruri din viața voastră, că sunt în plan personal sau profesional, trebuie să se finalizeze, trebuie să se termine, pentru că nu mai aveți ce să obțineți din acea situație. Analizați pentru fiecare dintre voi cum se aplică această energie. Pe mijlocul lunii avem aici Cavalerul de Monede. După această revelație pe care o aveți în prima parte a lunii februarie, pe mijlocul lunii începeți să acționați. Vreți să și faceți ceva în acest sens. Vreți să faceți schimbarea care simțiți că e necesară în viața voastră. Vă doriți mai multă stabilitate și sunteți foarte pasionați de obținerea acestei stabilități. O parte dintre raci încep să se gândească ce vor să lase în urma lor pe această planetă, care este moștenirea pe care o să o lase Pământului după ce ei n-o să mai fie. Și așa cum faraonii Egiptului antic își construiau piramidele pentru a lăsa urma existenței lor de-a lungul istoriei, la fel și voi doriți să construiți ceva durabil, solid, care să reziste testul timpului. O parte dintre voi s-ar putea în sfârșit să vă doriți să vă întemeiați o familie, să vă căsătoriți. O parte dintre voi să vă concentrați pe afaceri, pe carieră, pe obținerea unei reputații publice, a unei imagini publice. Orice ar fi, orice vă doriți aici să construiți, este foarte important cu Cavalerul de Monede să înțelegeți că lucrurile durabile, lucrurile care rezistă testul timpului, se construiesc încet, încet, pas cu pas, zi cu zi, nu se fac așa peste noapte. Iar pe finalul lunii februarie, cu Asul de Monede aici, o să aveți și această șansă la un nou început. Toată dorința asta voastră, tot focul acesta din spatele Cavalerului de Monede se va manifesta pe finalul lunii februarie, mai ales în jurul fazei de lună plină în Fecioară, ca această posibilitate de nou început. O parte dintre raci o să înceapă un nou loc de muncă, o nouă carieră, o parte dintre voi e posibil să vă hotărâți în sfârșit să vă deschideți propria afacere, să deveniți antreprenori. O parte dintre voi o să vreți să vă cumpărați sau să vă construiți o casă sau un apartament, să vă întemeiați o familie, să construiți ceva foarte durabil, ceva ce să rămână în urma voastră. Tot ce se întâmplă aici în luna februarie pentru raci duce către zecele de monede, duce către acea familie fericită, către acea stabilitate emoțională, financiară, în toate planurile. Va fi o lună foarte frumoasă pentru raci. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las și cu un gând frumos, cu un card din aceste carduri Puterea Gândului.
Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Bineînțeles, nu uitați să vă uitați și la horoscopul și tarotul pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Și acum hai să vedem mesajul pentru Raci, pentru luna februarie. Înțelepciunea divină mă îndrumă. De-a lungul acestei zile sunt îndrumat sau îndrumată să fac alegerile potrivite. Inteligența divină mă îndrumă mereu în realizarea țelurilor mele. Sunt în siguranță. Un mesaj foarte frumos pentru Raci. Indiferent dacă acest Saturn, dacă această lume de la începutul lunii februarie va duce lucruri pozitive sau finaluri triste, nu uitați că jumătatea lunii și finalul lunii va duce aici foarte, foarte multă fericire, împlinire, pasiune, tot ce vă doriți, tot ce aveți nevoie ca să puneți bazele vieții voastre de acum înainte. Indiferent de vârsta la care sunteți, dacă aveți 8, 18 sau 88 de ani, niciodată nu e prea târziu să vă redescoperiți pasiunea și să acționați în această direcție. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!